Bună, sunt Mihaela și astăzi, cum v-am promis în videoclipul anterior, am să vă arăt celelalte culori pe care mi le-am achiziționat recent de la Diamond Nails. Haideți să vedem. Prima culoare pe care vreau să vă arăt este culoarea cu numărul 2, într-o sticluță de 7 ml și este un alb, îmi lipsea un alb în colecția mea și am zis să-mi iau unul. Arată foarte bine și este foarte pigmentat și acesta este tipsul pe care l-am colorat cu această nuanță de alb, foarte frumos și se aplică foarte ușor. De obicei, albul este un pic așa cam dificil de aplicat, dar această culoare chiar este foarte bună. Pentru că nu aveam un negru, am spus să-l aduc în colecția mea și mi-am luat nuanța 4 de la Diamond Nails, un negru pigmentat, frumos, care acoperă foarte bine în două straturi. Primul strat nu arată prea bine, dar când îl pui pe al doilea e perfect. Deci recomand nuanța 4 de la Diamond Nails și așa arată pe tips. Da? Arată bine. Sunt foarte mulțumită de acest negru. Următoarea nuanță pe care vreau să vă arăt este nuanța 26. Este un nude sclipicios, foarte discret pentru persoanele care vor ceva mai natural pe unghie și arată foarte bine. Așa arată pe tips. Da, se vede un pic sclipiciul de pe el, foarte frumos. Chiar am fost încântată de această nuanță. Așa, următoarea este numărul 35. Este un nude, dar de data asta fără sclipici. L-am luat ca să-mi înlocuiască nuanța 99 pe care v-am arătat-o în ultimul videoclip. Da, pentru că aceasta mi s-a terminat. Și am zis să încerc și altă nuanță de nude și arată destul de bine. Așa arată pe tips. Recunosc că n-am făcut o treabă așa de bună când am aplicat culorile acestea pe tips, pentru că comanda mi-a sosit târziu și eu eram destul de obosită. Așa, următoarea nuanță este numărul 50 și este un portocaliu. Da, un portocaliu. Arată în sticluță mai puțin pigmentat decât celelalte, însă pe tips arată destul de pigmentat și cu acoperire destul de bună. Da. L-am luat pentru că se apropie sezonul de toamnă și cred că se poate combina niște manicuri foarte frumoase cu următoarele nuanțe pe care vi le voi arăta. Și anume, nuanța 174, care este un roșu cu sclipici, asemenea un fel de sclipici, cum era și celălalt de la nuanța 26. Da, foarte frumos. Și cred că această nuanță este bună și pentru toamnă și pentru iarnă. Pentru unghiuțele de Crăciun. Și uite așa arată pe tips. Se vede sclipiciul, da?
Foarte frumos. Așa. Următoarea nuanță este 206 și este un maro cupru cu influențe așa metalice, da, un maro cupru metalic, foarte frumos și cred că foarte potrivit pentru toamnă, e perfect. Așa arată pe tips. Da, foarte frumos. Mi-am mai luat două culori speciale de la Diamond Nails, am vrut să le încerc. Prima este o culoare termo, TH13. Problema cu această culoare termo este că pe site sunt două oje cu același cod. Eu am vrut și am bifat cealaltă nuanță, însă am primit pe aceasta. Este un maro deschis care atunci când este cald se transformă într-un roșu așa mai închis, oricum ceva care nu mă prea încântă pe mine. Cealaltă ojă era mult mai frumoasă, se transforma dintr-un mov deschis, într-un roz așa frumos. Și aceasta așa arată oja pe tips, da? Și când se face caldă, duce așa un pic spre un roșu. Da, nu, n-am fost foarte mulțumită că mi-au încurcat comanda, dar cred că merge, mai ales că acum este sezonul de toamnă. Poate reușesc să o folosesc. A doua culoare specială este un Cat Eye Sky 07. Un Cat Eye roșu arămiu așa. Eu trebuia să-l dau așa cu o ojă neagră pe dedesubt. Nu am avut dispoziția necesară. L-am dat așa simplu, dar se vede cum se mișcă ochiul de pisică. Dacă vă întrebați cât costă culorile de la Diamond Nails la 7 ml, pe acestea două am dat undeva la 30 de lei și ceva bănuți, da, dar celelalte 7 nuanțe, da, 2, 4, 26, 35, 50, 174 și 206, le-am luat astfel. Cei de la Diamond Nails au o promoție. 5 plus 2 la 148 de lei și ceva bănuți. Îți alegi, pui în comentariu ce culori vrei, deci bifezi că vrei această promoție. În comentariu adaugi numele nuanțelor și ei ți le dau în comandă. Așa am luat și nuanțele de data trecută și cred că este foarte avantajos pentru că dacă ar fi să le luăm individual, fiecare culoare costă undeva la 27 de lei și ceva, sau 29, nu știu exact, nu mă întrebați, dar știu că dacă faci socoteala ajungi undeva la 21-22 de lei pe sticluță. Deci un pic mai avantajos decât dacă l-ai lua în mod individual. Eu sunt destul de mulțumită de aceste culori. Ia uitați unghiuțele mele făcute cu câteva din nuanțele pe care vi le-am arătat data trecută, da? Arată foarte bine și rezistente. Aceste unghiuțe le am de 2 săptămâni. După cum vedeți, arată foarte bine. Nu am crăpături. Doar aici. E din vina mea că m-am accidentat un pic. Însă, în rest, oja e super ok. Vă mulțumesc că ați urmărit videoclipul de astăzi și
Numai bine, pe data viitoare! Pa!